Universitatea Craiova a făcut spectacol la Constanța și a stins farul cu 3 goluri, marca fraților Costea, Florin și Mihai. Oltenii sunt pe 7 în clasament la un punct de cupele europene și la 8 de liderul Dinamo. Cu un cuplu inedit de atacanți, frații Florin și Mihai Costea, Craiova a început spectacolul în minutul 18. Mihai le-a suflat mingea gazdelor și a pasat perfect fratelui Florin, care l-a taxat pe curcă. Portarul farului declarase înainte de meci că se bucură că va juca și Costea pentru că e sigur că nu va marca. În minutul 70, Craiova a lovit din nou tot prin Costea, dar de data aceasta prin mezinul Mihai, care a marcat primul său gol pentru Universitatea în Liga 1. Bucuria olteanului a fost penalizată de arbitrul Bogaciu cu un cartonaș galben. Craiova a fost de neoprit și Costea a mai lovit odată. La doar 5 minute de la reușita lui Mihai, Florin Costea a făcut ce a vrut cu apărarea constanțeană și l-a lăsat spectator pe portarul curcă cu un șut frumos de la 17 metri.